Salutare la toată lumea, numele meu este Marius Androrie Minecraft și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta suntem în fața trei portale și trebuie să nu alegem portalul greșit. Avem portalul lui Granny, avem portalul lui Huggy Wuggy și avem portalul lui Carton Cat, care este cea mai puternică. După cum vedeți, și capra asta vrea să intre într-un portal aici, cele trei portale diferite, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Ca de obicei, ai câteva chestii utile ca să te ajut, așa a zis băiatul ăsta. Dați și voi un like dacă vă plac această serie și doriți să continuăm cu portale, cu diferite chestii. Am luat armură full de diamond, am luat o sabie de diamond, am luat 64 de mere înceantate, cred că e de bătaie aici, am luat golden carrot, am luat un arc și săgeți cu instant damage 2 și un lever. Ok, o să citim povestea de îndată, hai să punem astea pe noi, hai să punem sabia aici. Să le aranjăm și îmi spuneți cu ce caractere ați mai dori să facem în Minecraft, ok? Haideți să mâncăm și noi un golden carrot pentru că este extrem de foame și hai să vedem. Bine ai venit la nu alege portalul greșit în Minecraft. Ai aici trei portale foarte periculoase. Portalul lui Granny, portalul lui Huggy Wuggy, portalul lui Carton Cat. Mamă, Carton Cat cred că e cea mai puternică. Trebuie să găsești pickaxe-ul să-l salvezi pe Sonic. Ia uitați-l pe Sonic, l-a prins ăștia aici. Ia uitați cum stă Sonic aici. Ok. Nu mai rezist mult și o să mă duc în ceruri. Ajutor, Marius, te rog să mă scap de aici. Ia uite-l pe Sonic, băieți. E prins aici, Sonic. Bă, trebuie să-l ajutăm pe Sonic. Așa că haide să vedem și noi ce putem face. Așa. În stânga ta este capturat de către Carton Cat. Mamă, Carton Cat. Ultimul portal. El nu poate scăpa. Are nevoie de ajutorul tău. Așa că, băieți, hai să mergem într-o mică aventură. O să intrăm prima oară în portalul lui Granny. Și o să vedem ce iteme luăm de acolo pentru următorul portal și din portalul ăsta pentru portalul acesta. Merge puțin în relorică deoarece portalurile au niște animații mai puternice și lăguiește puțin. Hai să intrăm în primul portal. M-am uitat ce e în spate. În spate nu e nimic. Și de bun. Hai să intrăm în portal. Așteptăm 5 secunde, 1, 2, 3, 4, 5, puf, mamă, ne-a teleportat direct aici, uitați alt portal cu care mă întorc înapoi, probabil, ok, hai să mergem aici în casa lui Granny, vedem că are o casă extrem de mare, oilele, cât a casa, asta chiar e casa lui Granny, hai să urcăm aici, o să punem acest lever și vedem că a pus ceva în ușă, ia uite bă, mamă, ce e aici? E cineva răstignit acolo, băieți. Oh, s-a dus una. Mamă, e și bunicul. Oi, lele. Mamă, ce naiba se întâmplă? Mi se zguduie capul. Ia, ăsta vrea să mă împuște. Vreau să le dovedesc pe toate. Și mă, dă-te drumul la calorifer, ce s-aude așa? Vreau să mă împuște nemernicul ăsta. Hopa, am pușcat ăla după cruce. Ok. Am dat puțin mai încet, că s-aude ca și cum aș da drumul la calorifer, la centrală. Ok, hai să o dovedim și pe asta și pe aia de acolo. Și să încercăm să îi batem pe ăștia. O să mâncăm un măr de aur. Hopa, sunt cam supărați, băieți. Nu mă văd prea bine. A ieșit bunicul cu pușca. Ia pleacă mă tu de aici. Ia uitați, a ieșit bunicul cu pușca. Trebuie să o înfruntăm pe Granny. Să o punem la somnia. Unde te duci nebuno? A dus Granny. Și am înfruntat pe toți. Hai să intrăm să ne mai e vreo Granny. Oleo, mai sunt o grămadă. Ajutor, băieți, ajutor, ajutor, ajutor. Ok, sărim pe scara asta. Oh, din păcate nu poate să se urce pe scară, e prea bătrână. Dar îi dăm una în scăfârlie. Gata, s-a dus. Ok, casa lui Granny. Ce trebuie să găsim aici? Trebuie să găsim un chest cu un lever? Dacă nu mă înșel. M-am plimbat pe aici și am găsit chestul ăsta. Dar în chestul ăsta nu e nimic, e țeapă. Țeapă de la Granny. Și am mers aici și am citit și scrie: fă parcurul, ia leverul și fugi. Ok, hai să facem parcursul ăsta.
Luăm lever-ul și fugim. Ia, uite ce stă aici. Aici era ascuns lever-ul. Bă, hai să mai mâncăm niște măre. Că ne așteaptă Granny. Din păcate nu se pune inimioare, nu știu de ce. E supărată rău Granny că i-am furat lever-ul. Ia să-i dăm noi una pe scăfârlie și să fugim. Mamă, 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 fugi, 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 nu mai știu pe unde e ușa. Pe acolo cu roșu e ușa. Aoleu. Mamă, mamă, mamă. Hai să fugim, hai să fugim, hai să fugim. Ne-am întors înapoi aici, în poziția inițială. Și o să intrăm în portalul numărul 2, portalul lui Huggy Wuggy. Hai să vedem, așteptăm 5 secunde. 3, 2, 1 și... Ne-a teleportat aici și e un portal așa ieșit, nebun. Ok, hai să nu intrăm în el. E sânge pe jos. O să punem lever, o să deschidem ușa. Și cum intrăm, e ceva în ușă. Trebuie să sparge cu palma sau ceva. A pus Huggy Wuggy în ușă să nu scape ăștia pe aici. Ia să-l vedem pe Huggy Wuggy. Așa, iată pe Huggy aici. Ajutor, zice cineva ajutor acolo, ia. Trebuie să ne uităm pe geam. Cineva spune ajutor aici, ia uitați. E cineva prins, ajutor, ia uite, sânge. Huggy Wuggy doarme. Huggy Wuggy doarme, fiți atenți aici. Fiți atenți, Huggy Wuggy doarme. Dar dacă îi dai una pe crește, se trezește. I-am dat una. Să face că nu mă aude. Te mai mâncăm un mărdaur înainte să-i mai dăm una. Hai să-i tân totuși cu arcul, că poate devine periculos. Ia. Ok, i-am mai dat una, ia. S-a trezit Huggy Wuggy, uitați. S-a trezit Huggy. Băi, Huggy Luce. Ia uite-l. Am fugit, am fugit. Ia uite, vine după mine, vine după mine. Nu, 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 nu. Bă, cum urcă la etaj? Trebuie să-l salvezi și pe ăla. Hai să-l ademenim afară. Nu știu dacă poate să iasă afară. Asta e avantajul meu, că nu poate să iasă afară și dau... E prea mare pentru ușa asta aici, nebun. Și-a făcut ușa prea mică pentru el. Și îl împușcăm. Nu știu dacă se duce Huggy ăsta. Dar și el dacă dă una... Dă-o-i mă, bogață-i. Îi dau lui Huggy Wuggy la picioare. Păi mă, nu mai moare cineva. Bă, frate, dar cât rezistă Huggy Wuggy ăsta? Oi, lele! M-au omorât. Eram sigur. M-au omorât nemernicul și iau-te cum stă. E, tu mă omori pe mine? Iată, l-am omorât și eu pe el. A căzut în picioare Huggy Wuggy, iată cum stă. Ok, ajutor, hai mă că te scap acum. Hai să vedem, am văzut aici un chest cu niște sânge, un pickaxe și un lever, pentru următorul level probabil. Hai să-l ajutăm pe ăsta să scape. Hai mă, scapă, na. Gata, hai. Scapă de aici, hai. Te-am scăpat. Și spar și geamul să pleci. Ia uitați, l-a și ajut. Hai mă, pleci. Nu mai bă, s-a obișnuit aici. Bă, omul meu, hai. Iată Huggy Wuggy, stă pe jos. A plecat omul meu. Hai să mergem înapoi în portal. În portalul ăsta descentrat. Și ne va teleporta în 3, 2, 1 și... Ne-a teleportat, așa că hai să mergem în ultimul portal, portalul lui Cartoon Kid. Kid, Cat, ok? Mâncăm un măr înainte de a intra. Numărăm 5 secunde în portal. 1, 2, 3, 4, 5, puf! Gata, ne-a teleportat. Oameni morți aici, băieți. Oameni morți înăuntru. Avem lever-ul. O să fie cam mult cam periculos. O să fie mult cam periculos aici. Să punem lever-ul, spargem frunzele, vedem că aici e un chest. Ia uitați, oul lui Cartoon Cat. Wow, mulți oameni răstigniți, scurge sânge din ei. Întâi hai să iau ce e sus. Că poate să devină periculos. Ok, asta e casa lui Cartoon Cat. Asta e casa lui Cartoon Cat, uitați, oameni răstigniți peste tot. Și haide să spawnăm pe Cartoon Cat, aoleu, să fie gravă treaba. Așa, hai să punem oul jos. Poc. Oh! M-a mâncat Cartoon Cat. Și ne-a dat înapoi de unde am venit. Mai mergem o dată la Cartoon Cat, că părea cam agitat omul meu. Nu mai știu, apar scrisuri. Ia. Unde e Cartoon Cat? Bă, era pe aici Cartoon Cat. Uite, 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 uite-l. Uite cum se urcă. Bă, bă, ce mă trage mă așa? Mă teleportează în sen. Ia, hai să vedem, hai să vedem. E Cartoon Cat aici.
Băi, undeva cartonchet. Unde plecăm, mă? Să vedeți că mă sperie acum. Ia uite, m-am căzut în zăpadă. Vedeți că mă sperie pe aici, pe în casă. Ia uitați, uitați-l sus acolo. Uitați-l sus. Uitați-l, uitați-l, uitați-l. Ia uite, ia uite cum face. Uitați cum face, uitați cum face. Oh! Mă trage, mă trage, mă trage. M-a mâncat, ești nebun, mă mănâncă. O, bă, n-auză-i. De nou mă duc eu la el. Vreau să-i dau două pe scafă să se ducă în aiba. Bă, dar mă găsește, bă. Unde e, mă, jos sau sus? Unde e? A plecat cartonchet. Bă, e pe aici, pe-n casă, Ian? Sau, așa, distrus casa. Ia uite, uite-l! Bă, frate, dar nu poți să-i faci nimic. Mamă, iar mă omoră, mă. Tot încerc să-i fac ceva, însă nu pot. Ia uite, trag în el și mă mănâncă, mă bagă în gură ăsta. Oh, bă, ok. Cred că o să ne întoarcem înapoi. Că cartonchet ăla e foarte periculos, uitați. Un câine acolo. Opa, s-a dus de prima. Sanic, am venit să te salvez. Cartonchet și pe mine m-a prins, ești nebun. N-am ce să-i fac o cartonchet, e prea puternic. Hai să scăpăm pe Sanic de aici. Bă, să nu dai mine, Sanic. Scăpăm, gata, l-am scăpat, hai. Poți scăpa, hai. Fă-i și tot tumbă, de-aia de-a ta. Hai mă, Sanic, scapă. Ia uite-l, mă. Ia uitați cum aleargă Sonic după mine. Ia uitați cum aleargă Sonic după mine. Ești nebun? Băieți, aici încheiem și noi episodul. Astea au fost cele trei portale. Sonic, vrea să-mi dea una sau ce vrea să fac? Mi-a dat una, bă. Ia uite-l, bă. Șoi, bă, nebunule, și tu mă omori. Pe el am scăpat și uitați ce-mi face. Uitați ce-mi face. Dați și voi un like, la revederci!